Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul. În anul 1694, Constantin Brâncoveanu reorganizează Academia Domnească de la Mănăstirea Sfântul Sava din București. Era la acea dată o instituție de învățământ superior care în foarte scurt timp, mai exact în anul 1707, a ajuns la același nivel cu școlile din apusul Europei. Aici se predau studii filozofice, filologice, istorice, teologice și științe exacte. Familiile înstărite din Transilvania alegeau însă mai degrabă să-și trimită copiii la studii în străinătate, la școli calvine sau catolice. Puțini au ales să meargă la Academia din București, păstorită de Constantin Brâncoveanu. Avem și câteva nume de tineri români care au studiat la această academie, întreținuți cu burse din partea lui Brâncoveanu. Avem chiar tineri care învățau în București la școli de cântăresc, de muzică psaltică din București, întreținuți tot de Brâncoveanu, de pildă un tânăr din satul Sâmbăta de Sus, unde este mănăstirea. În orice caz, chiar și tinerii români care au fost trimiși la școli calvine erau din familii înstărite care, cum vă spuneam, au fost nevoite să adere la unirea cu calvinismul. Deci, fii de cneși, deveniți acum nobili români înstrăinați, maghiarizați, aveau posibilități materiale de a studia la școli calvine. Iar mai târziu, sigur că au fost trimiși la școli superioare de către Biserica Unită, la Roma, la Viena. Biserica Unită cu Roma ia naștere printr-o forțare a românilor ardeleni de a trece la catolicism. Începuturile acestui proces le aduc în prim plan pe mitropolitul ortodox Teofil de la Alba Iulia în anul 1697. În acel an, iezuitul Paul Boranie îi făgăduia mitropolitului să elimine dependența ortodoxilor față de calvini dacă vor accepta unirea cu Roma. Pentru a-și atinge acest scop, s-a convocat sau s-a încercat să fie atras la unăție mitropolitul Teofil, penultimul mitropolit ortodox al Transilvaniei, dar el a murit curând și nu s-a putut face nimic, dar atunci au făcut acest lucru cu mitropolitul Atanase Angel, tânăr și fără multă experiență pastorală. Acest Atanase Angel a fost, după ce a fost ales mitropolit de către soborul protopopilor, adunarea protopopilor, a fost trimis în țara românească, la București, pentru a fi hirotonit arhiereu. Și acolo este hirotonit de mitropolitul Teodosie și de alți arhierei existenți, pentru că trebuie cel puțin doi alți ierarhi care să hirotonească un nou ierarh. De aceea mergeau la București. Și în această situație se implică și domnitorul Constantin Brâncoveanu, care aflase de încercările iezuiților și ale curții imperiale de a atrage pe români la unirea cu Biserica Romei. Îi dă mitropolitului, împreună cu mitropolitul Teodosie și cu patriarhul Dositei al Ierusalimului, prezent la București atunci, îi dă o instrucțiune în 22 de puncte. Deci se obliga prin acele 22 de puncte să respecte toate rânduielile Bisericii Ortodoxe Române, dogmatice, canonice și de cult. Tot Constantin Brâncoveanu îi oferă o danie în bani, care exista mai de mult, veșminte, cărți, așa mai departe. Mai mult decât atât, după ce se întoarce la Alba Iulia, unde își avea scaunul, tipărește două cărți la Alba Iulia, cu sprijinul lui Brâncoveanu și al meșterului tipograf de atunci, Antim Vireanu. Și anume, retipărește cazanele lui Varlaam de la Iași, 1643, sub titlul de Chiriacodromion,
Și în același timp tipărește o bucoavnă, o carte, să spunem, de lectură, un manual pentru începători. Deci ambele cu conținut pur ortodox. Putem spune că în primii doi ani de păstorire, Atanasie Angel a fost ortodox, a păstrat toate normele de viață ortodoxă, așa cum au fost impuse de către Mitropolitul Teodosie, așa cum trebuia să le mențină ca un ortodox. Și în această situație neconvenabilă pentru curtea din Viena și pentru iezuiții care își începuseră misiunea aici în Transilvania, intervin direct. Atanasie este obligat să convoace acel sobor din 1698, 7 octombrie, prin care se dădea o declarație formală oarecum că acceptă unirea cu Biserica Romei. La 7 octombrie 1698, 38 de protopopi ortodoxi se întrunesc și semnează manifestul de unire, un act extrem de controversat de istorici. Deși se prezenta drept act oficial, era scris pe jumătate de coală, deci o coală împăturită în două, era cu două adaosuri, ceea ce nu este permis într-un act oficial, într-un act cum era acesta. Și în plus, textul de pe pagina a doua, tradus de iezuiți, era complet diferit de cel de pe pagina întâia. Pe când pe pagina întâia preoții declarau că se unesc cu Biserica Romei cea catolicească, doar în dorința de a se împărtăși și ei de privilegiomurile popilor bisericii catolice. Pe pagina a doua se spunea că primesc toate învățăturile Bisericii Romano-Catolice și în special pe cele patru puncte în care știam că ne deosebim până acum. Actul nu avea semnătură lui Atanasie. Ori un act oficial trebuia să aibă semnătura șefului instituției, așa cum se obișnuia și în alte acte, adică mitropolitul și notarul sau secretarul adunării respective. Ceea ce l-a făcut pe profesorul Silviu Dragomir, care s-a ocupat mult de această problemă, l-a făcut să creadă că este un fals săvârșit de iezuiți mai târziu. Și celelalte 38 de semnături, de asemenea spune profesorul Silviu Dragomir, au fost luate de pe un alt act și adăugat la așa zisul manifest sau carte de mărturie din 1698. Tulbure așadar această unire cu Roma a unora dintre ortodoxii ardeleni. La începutul anului 1701, iezuiții din Transilvania, în speță Carol Neurauter și Paul Barani, stăruie pe lângă autoritățile centrale din Viena ca Atanasie să fie chemat la Viena și să dea acolo o mărturisire clară de credință în favoarea Bisericii Unite cu Roma. Sunt ascultați și Atanasie este chemat la Viena în ianuarie 1701 și acolo, după lungi discuții pe care le-a avut cu reprezentanții Bisericii Unite, în speță cu cardinalul Leopold Colonici de la Estercom, a acceptat să semneze un act de aderare la Biserica Romei. Așa se face că el semnează un act complet diferit de cel din 1698, prin care făgăduia să se supună întru totul Bisericii Apusene, Bisericii Romei. Și în urmă, și chiar a depus un jurământ de credință, prin care declara că se lapădă de toată corespondența cu domnitorul țării românești, și de toate legăturile cu șișmaticii, adică cu cei din țara românească, și îl recunoaște ca arhiepiscop al său pe arhiepiscopul romano-catolic din Estergom. Și în urma acestei declarații a lui Atanasie, împăratul Leopold I dă o diplomă, sau patru diplome de fapt, prin care era practic înființată Biserica Unită cu Roma
iar Atanasie este numit episcop, deci din mitropolit este retrogradat la treapta de episcop și subordonat arhiepiscopului romano-catolic maghiar de cele mai multe ori din Esztergom. Grigoraș nepoate, ia-i pe copiii ăștia din sat și învață-i taina slovei pe bucovnele aduse de peste munți. Tare mult ar vrea împăratul să ne vadă robiți. Numai că voi să știți, cine are carte și crede în Dumnezeu, niciodată nu să piară. Părinte, să refacem mai întâi mănăstirea. E singurul loc unde putem învăța și pe copii carte. Cu hurdugaci rusăști, cu Băndărău și Toader am vorbit deja. Vin și Mihăilă și Grama din Șerbeni. Feciorii lui Hurdugaci dau câte un loc la hotar. Popa Ilie e un arător de o zi în Valea Leorzi și așa clădim din nou Sfântul Locaș de Închinare. Că doar frați suntem și o singură credință avem, cea ortodoxă rămasă din Strabon. În 17 iunie 1735, guvernul Transilvaniei îi dă un răspuns înscris episcopului unit Inocențiu Micu Klein. Citez. Pe față, în adunări și în convorbiri particulare, preoții declară adesea că ei n-au depus jurământ pentru unire. Se vede aceasta și prin faptul că în realitate se servesc toți de cărți schismatice, din care vorbesc poporului și slujesc liturghia. Am încheiat citatul. S-a făcut această unire, dar marea masă a credincioșilor n-au știut nimic de ea. Atanasie a fost instalat din nou ca episcop unit cu Roma, dar au fost de față doar reprezentanții autorităților și ai unii protopopi. Dar preoții de țară, credincioșii din mediul rural, n-au știut nimic de o asemenea schimbare de credință. Au slujit în continuare după aceleași cărți. Dovadă sunt numeroasele cărți tipărite la București, dar mai ales la Râmnic, după 1701, care s-au găsit aici în Ardeal. Deci credincioșii s-au păstrat în continuare aceleași slujbe. N-au știut nimic de vreo schimbare de credință. Mai mult decât atât, după ce s-a întemeiat tipografia de la Blaj în 1737 de episcopul Inocentie Micu, absolut toate cărțile de slujbă au fost retipărite după edițiile de la Râmnic, deci cu conținut pur ortodox. O rezistență ascunsă, aș spune. Asupriți de stăpânirea austriacă, dar și de baronii locali maghiari, românii din Ardeal încercau să reziste pe toate fronturile. La mănăstirea din Chiheru de Jos, în secolul al XVIII-lea, funcționa o școală la care veneau copii și din alte sate, de pe Valea Beicii, a Mureșului și chiar a Nirajului. Apare în înscrisuri și numele unui dascăl, Gligoraș, același personaj care la 1736 s-a implicat efectiv în refacerea mănăstirii. Datele ne sunt furnizate de Ioana Cristache Panait, în ampla sa lucrare Biserici de Lemn, monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de continuitate și creație românească, editată în anul 1987. În acea perioadă de secol XVIII, poate și XVII, că și cu școala, dacă stăm să ne gândim exact ca și cu biserica, nu știm, nu putem preciza. Nicolae Albu scrie istoria școlilor din Transilvania. Nicolae Albu era de la Adrian, de aici, la Gurghiu.
El a studiat foarte bine și el scrie istoria școlilor din Transilvania și el, ca dascăl și ca om cult, încearcă să localizeze niște ani. În anul cu tare s-a înființat școala și cu tare. Nu. Nu. S-a înființat școala în anul cu tare într-o clădire, să zicem. Poate că atunci în clădirea respectivă. Dar până atunci. Școala. Când nu era clădirea aia școlii, era la biserică, la mănăstire. Toate mănăstirile din zona noastră au avut această tradiție. Altfel nu ne putem explica nici măcar aceste chipuri din icone. Nici măcar chipurile astea din iconile vechi, din școala din la Iernuțen sau din icone pe sticlă sau din iconile pe lemn, că mai găsim icone pe lemn în zona noastră, nu ne le putem explica dacă nu ar fi existat o anumită școală. Dascălul Grigoraș, care iată că este menționat și înscris într-un zapis, a avut un rol deosebit în epoca lui, a reușit să imprime pe perioada respectivă, personalitatea lui avea o personalitate. Dacă copiii pe Mureș ajungeau acolo la Chiher, ca să învețe, nu? Distanța apreciabilă de pe Mureș să treacă, să se ducă până atunci. Înseamnă că avea importanța lui. Că precis că mai erau dascări și pe Mureș. Dar iată că copiii pe Mureș au ajuns în mâna lui. Zapisul de la 1736 îl amintește atât pe dascălul Gligoraș, cât și pe unchiul acestuia, ieromonarhul Partenie. Cei doi, ajutați de mai mulți săteni, reușesc să refacă mănăstirea ortodoxă din Chiherul de Jos. Cât timp trăiește omul, are dreptul să dea examene duhovnicești. După ce moare însă, nu mai are dreptul. Așadar, să ne nevoim să luăm fie și numai notă de trecere, astfel încât să putem să intrăm în rai. Amin. Mulți spun, părinte, că în zilele noastre trebuie date sfintele taine mai des. Ce-i mai mare bucurie decât să-L ai pe Hristos, sângele și trupul lui Hristos în sufletul tău? E altceva mai bine? Dar trebuie puțină pregătire? Copilul meu, cu arma rugăciunii în mâinile tale, luptă pentru dumnezeieștile bătălii. Orice luptă e încununată, dar nu cu ramuri de măslin, ci cu cununa neveștejită a slavei celei veșnice în Ierusalimul cel ceresc. Eucharistia este taina tainelor, pentru că nu primim ceva doar spre ajutorul nostru, ci primim spre a trăi o viață nouă împreună cu Hristos prin gustarea din trupul și sângele Lui. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă mie greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele cu cuvântul, cele cu știință, cu neștiință. Și nu mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașuri tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Iată, vin la nemuritorul împărat. Împărtășește robul lui Dumnezeu, preotul Orațiu, cu trup și scump sânge spre iertarea păcatelor, spre viață de veci. Amin.
de vila nemuritorul împărat se împărtășește. Doamne. Când mergem și ne împărtășim la Sfânta Liturghie, noi nu primim pâine și vin, așa cum luăm și simțim, pentru că dacă ar fi altceva, dacă ar fi carne, n-am putea să ne împărtășim de ea. Ci ne împărtășim cu adevărat de trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, prefăcut prin lucrarea Sfintei Liturghii, prin taina Sfintei Liturghii, în momentul în care noi am invocat Duhul Sfânt să vină peste noi, peste aceste daruri, să le binecuvinteze, să le sfințească și să le arate trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Comuniunea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie ne alimentează nouă viața aceasta plăcută lui Dumnezeu. Pentru că rămânând într-o legătură directă cu potirul, cu Sfânta Liturghie, din timp în timp stabilești tu, chiar dacă nu ți-a spus duhovnicul, provoci în tine foamea și setea după Dumnezeu. Această foame după Dumnezeu era cea care le dădea putere românilor din Ardeal să reziste în fața opresiunilor, în fața tuturor nedreptăților pe care le-au avut de suferit în secolul al XVIII-lea, dar și mai târziu. Sfânta Împărtășanie, hrana cea dumnezeiască, a fost cea care i-a transformat din învinși în biruitori. Știau că dacă vor lupta cu armele lui Dumnezeu, cu rugăciunea și postul, cu împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu aveau cum să nu câștige, iar lupta se ducea pentru ei nu atât pentru cele materiale, cât pentru cele cerești. Trăirea cu Hristos este întreaga viața noastră, o viață plăcută lui Dumnezeu, urmându-L pe Hristos și practic fiind un om plăcut lui Dumnezeu, plăcut societății, plăcut ambianței familiale unde El își duce viața. Deci un om credincios care are întâi de toate ca și ideal câștigarea vieții de dincolo. Deci el are un ideal mult mai puternic decât cel care se gândește de tânăr că trebuie să facă o profesie, după aceea că trebuie să-și facă o situație familială și socială și toate lucrurile acestea sunt niște idealuri care sunt cuprinse în marea bucurie sau în marea preocupare sau în marea șansă a noastră de a câștiga viața veșnică, care e nu numai mare pentru că e veșnicie față de lucruri care se consumă în lumea aceasta, ci este atât de puternică. Aici pregustăm unirea cu Hristos prin împărtășanie. E o pregustare. Cum puteau acești țărani din secolul al XVIII-lea să se ridice la astfel de trăiri duhovnicești? Răspunsul se află în însăși viața lor, o viață trăită cu gândul la Dumnezeu. Au acceptat voia divină, dar nu au renunțat la credința lor străbună. Mănăstirea de la Chiherul de Jos, așa cum arată documentele, exista încă în anul 1779. Așadar, scăpase de urgia generalului austriac Bukov, dar nu a reușit să reziste urgiei din 1848, când a fost distrusă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea se consemna în documentele vremii existența unui loc numit Mănăstire, în pădurea dintre Simbriaș și Chiherul de Jos, unde odinioară au locuit călugării români. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.